5 suflete se înghesuie să trăiască într-o cămăruță. Asta după ce nepoata le-ar fi întins o cursă și le-a lăsat fără acoperiș pe bunica și pe mătușa ei. Tânăr ar fi pus ochii pe avere și după ce și-ar fi manipulat bunica, i-a luat acesteia ce avea mai de preț. În direct cu noi este colega noastră Oana Cercel, care le are alături pe doamna Ioana și Ana, bunica, respectiv mătușa, care ar fi fost lăsate de izbeliște de către nepoată. Bună ziua, Oana! Bună ziua, bine v-am găsit! Așa este, sunt alături de doamna Ioana aici de față, care la vârsta de 77 de ani, așa cum ați auzit, spune că a fost lăsată aproape în stradă. Norocul ei a fost că o are pe fata ei alături, pe Ana, pe care o vedeți aici alături de noi, care are ochii în lacrimi. Ana, o să te rog frumos să ne povestești cum a început totul, ce s-a întâmplat. Bună seara! Rămâna, doamna Mirela! Bună seara! Să rămâna, doamna Mirela! Și la toți din platou. Ce s-a întâmplat? Totul să povestească. Hai să o lăsăm, Ana. Fata Ana. Hai să o lăsăm pe Ana, te rog, Ana. Haide, Ana. Totul s-a întâmplat acum 2 ani de zile, când am decis, din cauza pandemiei, am decis să ne mutăm din oraș la mama, fiind bătrână, neavând pe nimeni aproape de ea. Ea a fost de acord, fiind casa destul de măricică. Am zis să facem pasul ăsta, pentru că stăteam în chirie și nu, soțul lucra, dar nu mai lua suficienți bani să ne putem acoperi toate datoriile. Înțeleg că aveți și 2 copii, nu? Și Ana, ai 2 copii. Câți ani au copii? Cu greu? Da, 2 băieței. Da, 2 băieți. În mai... face 6 ani cel mic și 12 ani cel mare în iunie. Să străiască. Așadar, v-ați mutat la mama în pandemie ca să fiți lângă ea și să nu mai plătiți chirie. În această casă de aici, de lângă... De unde, unde e casa? Din ce localitate? Da. Din comuna Dragalina, județul Călăraș. Am înțeles. La o stradă de unde stau acum, la o stradă de diferență de unde, stau acum. Da. Ce s-a întâmplat după aceea? Toate bune și frumoase. Mama nu avea, cum îi zice, ne mă înțelegeam bine cu mama. Nu puteam să spun bine, că ca în orice familie mai existau unele neplăceri, discuții poate, unde poate ea nu avea cum să mă ajute, că nu are pensie, are doar un ajutor social de 149 de lei. Și numai soțul lucrează. Așa, te înțelegeai bine. El mai departe, ce s-a întâmplat? Până când, când au început problemele? Te rog. Mama nu avea acte pe casă unde stă. A trebuit să merg cu ea la primărie să facă actele pe numele ei. Cei de la primărie, mama mai având 3 frați în viață, n-au vrut, prima dată n-a vrut ca să facă actele pe numele ei. A zis să vină și frații, să fie de acord și ei, să nu fie nicio problemă. Le-am spus că nu poate să vină, că sunt și ei, sunt mai mici ca mama, dar sunt în vârstă și ei, nu pot, au familii. E bună. Și nu poate. Mama, stând singură aici de peste 30 de ani, vorbind cu cei de la primărie, au căzut de acord să-i facă ei actele și să... Deci mama ta, Ana, a devenit proprietarul acelei case în acte. Exista acest proprietar, pe numele mamei tale era această casă. Da. Bun, ce s-a întâmplat după ce a devenit proprietar mama? Da. După
ce a devenit proprietar, la aproape un an de zile a ieșit cartea funciară, adică nu cartea, nu originalul, copia după cartea funciară de la primărie, pentru că s-au făcut actele printr-un program finanțat de Uniunea Europeană, din câte am înțeles. Așa, nici nu mai contează. Actele erau în regulă, bănuiesc. Erau toate actele toată în regulă. Lumea. Știa? Da, știa toată lumea. Exact, și nepoții și toți știau că am umblat să fac actele pe numele ei ca ea să fie proprietară. Mai exact, înainte, cu puțin timp să iasă cartea funciară, n-am știut din ce cauză, așa spune nepoata, că încerca să bage zânzanie între mine și mama, să o atragă pe mama cumva la ea. Și ce s-a întâmplat, Ana? Cu nepoata, după. Ai zis, mi-ai povestit mie că înainte de Flori s-a întâmplat ceva. Anul trecut. Ana. Este adevărat, Ana, că această nepoată a reușit să o manipuleze cumva pe mama ta și a reușit să o aducă să locuiască cu ea, iar tu ai rămas singură, fără mamă, în acea casă? Da, timp de înainte să plec din casa mamei, cu aproape trei săptămâni, n-am știut ce vrea să facă, a tras-o, mama a locuit la ea și a luat într-o zi bagajele, din ce cauză nu știu, și a luat într-o punguliță câteva lucrușoare și a plecat și dus a fost, că nu a mai văzut-o, nu mai călca pe acasă. Dar cine este această nepoată din partea cui? Și în aceste două săptămâni? Este fiica surorii decedate. Ele au fost trei fete, una a murit. Surorii mele mai mari. Am înțeles. Uh-huh. Da, care e decedat acum? Uh-huh. Bun. Doamna Ioana, dacă care poate să ne spună acum? Dumnea ei, de ce a luat atunci decizia de a pleca de lângă Ana? Ce? De ce am plecat? M-am păcălit? A spus că trăiesc bine cu ea? Și v-au pus să semnați niște acte cum că îi lăsați că ei casa? Morintează. Ia, n-am însemnat, nu am însemnat. Eu am, când am fost la notar, a intrat el, singur el acolo și eu am stat cu dementa, hai cu hoța. Hai să nu-i spunem așa, nu-i zicem așa, vă rog. Am stat cu ea pe canapea. Da. Dar atâta timp cât dumneavoastră erați proprietar... Dar dumneavoastră, doamna Ioana, adică oricum ar fi, stați un pic. Da, dumneavoastră ziceți că n-ați semnat, dar ei v-au promis că o să o duceți bine cu ea, că vă înmormântează. Deci cumva ați acceptat că ați făcut acest pact cu nepoata și că ați trădat cum ar veni interesele copiilor dumneavoastră. Și la notariat asta a semnat? Păi zice că nu, stați un pic, doamna Ioana. Deci asta ați știut atunci că practic ați dat-o la o parte pe Ana, care stătea cu dumneavoastră în casă și că ați vândut casa nepoatei. Ați știut, nu? Și pe Ana, da. Așa. Păi nu, n-am vândut-o, nu mi-a dat niciun ban, doamna Mirela. Niciun ban nu mi-a dat. Păi nu-i că-i curentă viageră. Deci nu-i cu bani. Niciun ban, nici în ziua dată. Nu e curentă? Dar ea așa v-a promis că are grijă de dumneavoastră până muriți. Nici. M-a promis. M-a păcălit. De data asta până a văzut foaia aia la mână, atât foaia aia. Doamna Ioana, dar când ați mers... Nu știa ce se întâmplă. Când ați mers la notar, nu v-au zis pentru ce mergeți acolo? Mamaie, da. Când ați mers la notar, știați că mergeți să puneți casa pe numele lor? Păi, știam. Știam că merg la notar. Dar n-am știut ce vrea să facă ei amândoi. Ea și cu bărbatul. Amândoi. Eu am stat pe canapea și a intrat el
cu notara. Și când, și când ați semnat, bănuiesc că a semnat aia, dumneavoastră un document, nu? Ați semnat. Așa este? N-am însemnat, să știți. N-am însemnat că am mai mers și la un notar, iar încă la un notar am mai mers acolo așa. Adică cu ei împreună, la notar. Că notar asta care i-a făcut, nu vroia să-i facă. Și s-a întors iar înapoi, tot la notar asta. Am înțeles. Ana, povestește-ne tu pe scurt. Asta. Foarte scurt, ce ai înțeles tu? Ce s-a întâmplat cu aceste acte? Te rugăm. Ana. Sincer, și mie mi-e foarte greu să zic și numai din spusele mamei ce am înțeles că a fost la aproape doi notari înainte, nu a vrut să îi bage în seamă. Nu i-a băgat în seamă. Și de-abia la al treilea notar a găsit o șansă de rezolvare ca să facă actele pe numele lor. Bun, ce s-a întâmplat depășește orice imaginație și aș vrea să ne spui tu, Ana, ce s-a întâmplat după semnarea acestor acte? După ce a fost mama ta la notar. Ce s-a întâmplat? Ei plecau cu orele de acasă. Bine, nu stătea în timpul acesta, în două luni jumate cât a stat mama la ei, n-a stat în propria ei casă, de unde m-a dat pe mine afară. Mama a locuit în casa, cum îi spune, în casa unde și-a deși acum. Nu, povestește-ne ce s-a întâmplat. Au venit peste tine, nu? Nepoata mea. Nepoata cu soțul ei au venit în curtea ta să te dea pe tine afară, din casa mamei. Asta a fost aici vreau să ajungem. Da, chiar în săptămâna floriilor, da. Chiar în săptămâna floriilor a fost asta. Când m-a sunat el, bărbatul lui nepoată mea, într-o seară, până să se înopteze, și mi-a zis, Ana, vreau să discut cu tine, 5 minute. Am fost de acord, a venit împreună cu ea, i-am spus ea ce caută aici. Zice, nu, n-are nicio treabă, las-o că îți spun după aceea. A început, am spune că tu vrei să-ți dau doi pumni în cap să te bag 2 metri în pământ și i-am zis de ce, că te-ai luat de copilul meu, care nu este copilul lui, este din căsnicie anterioară cu alt... Da, nu contează. Detaliile astea nu contează foarte mult. Aș vrea să ne povestești ce s-a întâmplat acolo după această ceartă între voi. La ce s-a ajuns? Am vrut să închid poarta. Nu m-a lăsat. A zis că e casa ei, curtea ei. Am zis că nu are cum să fie. Că e casa lui mama. Nu, am acte că e casa mea, eu sunt proprietar acum și te dau afară și în 2 ore dacă vreau. Și zic, nu cred, stai un pic că ți-aduc actele, era rămas la poartă cu mine, ea mi-a arătat actele. Înainte să ajungă în dreptul meu, mi-a fluturat actele și a zis, uită-te bine că nu e cu clauză de întreținere. Am citit un pic din ele, am rămas șocată pentru că nu știam când s-au făcut acele acte și bănuiam cam ce se putea întâmpla după aceea. Bun, eu tot am la bunica, iertați-mă. Poarta, nu m-a lăsat, a zis că e poarta ei. Și bunica, bunica ce a zis? Adică, mama ta, Ioana. Ce a zis Ioana? Ea nu știa ce semnase, adică nu știa mama că... Mama nu era de față. Dar când a întrebat-o, măi, mamă, ce ai făcut? Ai vândut casa noastră? Nu știu dacă știa. Păi la notar acolo n-a semnat? Nu, pentru că eu n-am vorbit cu ea decât în ziua când am plecat din... Păi da, dar la notar n-a întrebat-o, ea măi, mama, ai semnat? Ea spune că nu a intrat acolo, nu a semnat, am întrebat-o. I-am zis, de atâtea ori am vorbit cu ea, nu. Nu a semnat nimic. Păi și nu ați cerut acel act notarial? N-am semnat. Ce mi-a dat ea, ce mi-a arătat ea.
actul. Ce a arătat... Alte acte nu am văzut. Păi și nu era semnătura bunii mamei tale pe acel act? Obraznica să scoată. Nu, dar eu cred faptul că au fost la doi notari care i-au refuzat și abia al treilea a acceptat, aici se ridică un semn de întrebare. Da, i-a refuzat. Da. Păi, i-a refuzat, dar pe mine mă interesează dacă semnătura aia este doamna. Peste 70. Acei notari n-au refuzat degeaba. Deci acolo este ceva și se chiar pare dacă că... este semnătura mamei, stați un pic. În primul rând, nu ne-ați lămurit, doamnă. Mama dumneavoastră, doamna Ana, mama dumneavoastră a stat 30 de ani în casa aia. Casa aia, înainte de a face actele pe aia, de unde o avea mama dumneavoastră? Peste 30. Peste. De unde o avea? Peste. De 100 de ani stă în ea. Mama și tatăl dumneiei. Deci a moștenit-o de la părinți. De la mama și de la tatăl ei, de la bunici, adică. Deci a moștenit-o de la părinți și ar fi trebuit să o împartă cu celelalte surori. Dar este o lege care spune că dacă locuiești acolo... Că dacă locuiești, exact, ăsta e pasul următor. Da. Dacă locuiești acolo, ceilalți frați au renunțat, a rămas proprietară mama dumneavoastră. Ce cred eu că s-a întâmplat la notar și de-aia și doamna Roxana a întrebat foarte bine de ce doi notari n-au vrut să semneze, pentru că au văzut-o pe mama dumneavoastră. Că acea semnătură, chiar dacă dânsa a semnat, acea semnătură poate fi contestată. Hai să vedem însă ce spune Gabriela, care este chiar nepoata, acuzată acum de cele două femei, că le-ar fi tras pe sfoară. Gabriela, bună seara! Nu, doi.